Poliția Română, prin structurile de prevenire a criminalității, derulează la nivel național o campanie de conștientizare cu privire la consecințele pe care le are apelul fals la 112. Gândește, nu este o glumă. Apelul fals la 112 se pedepsește. Sună responsabil. Sunt mesajele campaniei prin care polițiștii vor să atragă atenția cu privire la consecințele legale și psihosociale ale acestor fapte. Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112. Doar când ai o urgență. Astăzi, polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi din Mehedinți au desfășurat activității de informare în cadrul unei unități de învățământ din municipiul Drobeta-Turnu-Severin în scopul conștientizării de către elevi a faptului că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viața unei persoane aflată în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor. Astfel de fapte sunt de natură să aducă prejudicii foarte grave la nivelul societății și tulburări ale siguranței publice, atât prin natura și amploarea forțelor implicate în luarea măsurilor de investigare, identificare și contracarare, cât și prin stările de temere generate în rândul cetățenilor. Alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se pedepsește cu amendă de la 2000 de lei până la 4000 de lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe poate fi sancționată cu amendă între 1000 și 2000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității.